În piața centrală a municipiului Deva au apărut brazii de Crăciun. Aceștia provin din județul Alba, iar comercianții consideră că sunt la prețuri pentru toate buzunarele și așteaptă clienții care par a fi mai puțini ca în alți ani. Venim cu niște brăduți pe aici, avem toate mărimele, avem și mai mici, avem mai mari. De la 280, 50, la toate prețurile, la toate buzunarele, cum vreau oamenii. Și așteptăm clienții să vină în fața noastră. Până acum au fost clienți? Așa și așa, tot mai puțini, ca în alt an. Cumpărătorii se uită, negociază și dacă le place marfa, cumpără un brad, deși cred că prețurile ar putea fi ceva mai mici, ținând cont de veniturile omului de rând. Bună ziua, văd că ați luat brad. Cum vi se pare? Ce să ne se luat? Bradul sau? Bradul, prețul. Da. Brazii sunt frumoși, într-adevăr, sunt foarte frumoși, dar prețurile ar putea să fie un pic mai ajustate pe veniturile românilor, cum se spune. Prețurile practicate de vânzătorii de brazi din piața Devei variază între 15 și 200 de lei, în funcție de specie și de mărime. Iar comercianții sunt destul de mulțumiți că pandemia nu le-a afectat prea tare afacerea. Cum merge vânzarea? Bine. Ce oferiți? De unde sunteți? Care sunt prețurile? Suntem de la Câmpeni, prețurile sunt de la între 15 lei până la 200 lei mari. Și în rest, binișor. Lume, este? Un pic cu pandemia e mai sucită treaba de-a mere. Ca în fiecare an, sunt și deveni care preferă să cumpere, din vari motive, doar câteva crenguțe de brad, considerând prețul acceptabil pentru perioada pe care o traversăm. Cumpărat câteva crenguțe pentru că avem un brăduț la țară și aici doar crenguțe pentru un nepoțel mic de 2 ani. Ajunge. Prețurile cum vi se par? La brad? N-am întrebat, dar nu știu. Crengile care le-am primit sunt acceptabile ca preț. Și pentru ei e greu. Există însă și deveni mai pretențioși, care chiar dacă sunt relativ mulțumiți de prețuri, așteaptă ca oferta de braz să fie una mai generoasă în zilele următoare. Păi, deocamdată numai de un braz am întrebat. Nu știu, 5-5, se pare rezonabil. Marfa ar fi îndejuns? Da, dar nu sunt chiar așa frumoși. Deci, cam rar, cam rupte, crengile. Deci, nu. La fel ca prețul. Per total însă, comercianții de braz din județul Alba sunt destul de mulțumiți de felul în care merge afacerea din exteriorul pieței centrale din municipiul Deva. Cum merge vânzarea? Bine, eu cam dată, până acum. Depinde de clienți, cum alții preferă, fel și fel. Ce prețuri aveți aici? De la 35 până la 100 și cam așa, depinde de pom. Acum, că unul alege mai mic, unul mai mare. Mai trebuie precizat faptul că toți brazii aflați la vânzare în preajma pieței agroalimentare din Deva sunt marcați, așa că pot fi cumpărați de către doritori fără probleme.